Hei, salut și bine ați venit la Statistic Vorbind, emisiunea sigură pentru România. Astăzi o să vorbim despre PSD, cel mai mare partid al României și singurul dintre partidele mari care este, cel puțin teoretic vorbind, de stânga. Deși ideea că PSD ar fi cu adevărat de stânga în practică, e destul de contestată. Mai precis o să ne întrebăm astăzi dacă poate sau nu PSD să se reformeze. De ce ne punem această întrebare? Pentru că, deși mulți români, cam jumătate, sunt complet anti-PSD, poate e bine să ne amintim că apar constant votanți noi, care poate nu sunt atât de familiari cu istoricul PSD. Pe lângă asta, mai apar ocazional foști președinți PSD despre care oamenii încep să creadă că s-ar fi reformat prin locuri precum NATO, de exemplu, ipotetic vorbind. Mai mult, în ultima vreme, PSD, acest partid, în general asociat cu votanți în vârstă, încearcă să pară mai tineresc, mai progresist, cel puțin în discurs. Ciolacu, de exemplu, vorbește de taxare progresivă, poartă haine progresiste prin Parlament și și atacă rivalii politici cu referințe pop culture. Domnul Ciutacu, mă zic, lăsați-mă să Eu nu fac nicio diferență între Simion, Drulă, Barna, Cioloș. Cu ce de... compar eu pe toți la... Cu ce? Cu, cum cu e la Mirel din Turnul Măgurele. Amirel cam, din Turnul Măgurele. Cam, cam, cam ăsta-i stilul. Că... Tineresc. E cu atât mai important să vedem dacă PSD are intenții și posibilități reale de reformă, dat fiind că un președinte PSD poate ajunge la cotroceni pentru prima dată în 20 de ani. Așa că astăzi o să analizăm cu adevărat dacă poate sau nu PSD să fie reformat și o să încercăm să atingem toate punctele. De unde pornește PSD? Din ce în ce s-a reformat? Cum se reformează un partid mai exact, și dacă sau nu PSD e în acel punct. Hai să vedem întâi de unde pornește PSD. Diagrama asta arată, într-un mod foarte simplificat, originea celor două mari partide din România, PSD și PNL, care își trasează originile comune în Frontul Salvării Naționale al lui Ion Iliescu, succesorul direct al Partidului Comunist Român. După cum arată acea diagramă, PSD și PNL au mai fuzionat în trecut iar de câțiva ani sunt la guvernare împreună și, în general, au trecut printr-un proces care se cheamă cartelizare. Conform experților, partidele politice funcționează din ce în ce mai mult precum cartelurile, folosind resursele statului pentru a limita competiția politică și a-și asigura propriul succes electoral. Ca de exemplu, atunci când promovează cărți pe banii noștri ca să le pună după aceea în format PDF gratis pe internet sau atunci când îi dau bani lui măruță. Spuneți trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dumneavoastră? Da. Păi adică cum? Onoare, respect, predictibilitate. Păi nu, să nu fie înțeles greșit. Da, am înțeles foarte bine. Uh, sigur? Da. Păi nu, nu, <laughs> mai stați un pic să nu facem o gafă <laughs> încă de la început. Ha <laughs> Ce bine am mai răs pe bani publici. Dar pe lângă asta, partidele de tip cartel tind să aibă o structură patronală. Pe scurt... Pozițiile ideologice și de organizare internă se subordonează intereselor clientelare care țin partidul la putere. Și chestia asta se aplică în mod special celor de la PSD, după cum o arată constant jurnaliști independenți. Efectiv, o dată pe săptămână. De la asta pornim. Un partid cu legături comuniste, structuri patronale și de cartel. Dar în ce mai exact să se schimbe? În primul rând, într-un partid autentic de stânga, poate chiar unul cu valori progresiste și care pune tinerii pe primul plan. Nu de alta, dar președintele PSD, Marcel Ciolacu, a început să vorbească chiar el despre schimbare și tineri. Este evident că societatea se schimbă. Este evident că tinerii primesc de la români un vot, fiindcă reprezintă o speranță. Tinerii la care se referea Ciolacu sunt oameni ca Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, care are 33 de ani. Nu neapărat un tânăr, dar pentru politica românească să zicem că se califică. Pe lângă el au mai intrat în PSD și Victoria Stoiciu și Ruxandra Ivan, două femei promotoare ale unor valori de stânga. Și nu doar atât, tot recent, Petre Flori Manuel, deputat PSD și fost activist pentru drepturile romilor, a fost numit vicepreședinte al Camerei Deputaților. Un posibil semnal că Aripa tânără, cu legături în societatea civilă, ar veni la putere în Partidul Social Democrat. Bun, știm de unde plecăm, avem niște semne de posibilă schimbare și chiar un lider de partid care susține, cel puțin declarativ, că este orientat spre schimbare și tineri. Problema cu asta e că nici vorbă să se întâmple. Dar hai să vedem mai exact de ce. Conform experților, partidele sunt pregătite de reformă atunci când supraviețuirea lor sau, într-o măsură mai mică, produsul lor politic este pus sub semnul întrebării. Reforma asta nu se limitează doar la înlocuirea liderilor la nivel central și local, când, știți voi, intră în pușcărie, de exemplu, sau când ești forțat să-i trimiți la Parlamentul European după scandaluri în care mor oameni. Reforma se referă și la schimbarea întregii structuri organizaționale. În cazul PSD, rețelele clientelare dintre centru și baronii locali, despre care am vorbit mai devreme, dar și aspecte ideologice, pozițiile partidului pe o varietate de teme. Dacă reforma asta se întâmple, există niște condiții. Câteva dintre condițiile identificate de experți pentru reformarea unui partid sunt înfrângere electorale, schimbarea liderilor, intrarea sau ieșirea de la guvernare și scandaluri politice și crize. O să le luăm pe rând și începem cu înfrângerile, unde PSD clar nu se califică. Așa arată scorurile PSD la alegeri în perioada 2024. Scoruri atât de mari încât nici măcar alianțele cu PNL nu pare că i-au împins foarte mult în sus comparativ. Deci, practic, PSD nu a suferit nicio înfrângere electorală majoră. La alegerile europarlamentare de anul acesta, împreună cu PNL, au obținut aproape 50% din voturi. La alegerile locale din 2024 a ieșit pe primul loc cu cei mai mulți primari aleși. La parlamentarele și localele din 2020 PSD a ieșit în continuare pe primul loc și Viorica Dăncilă a trecut în turul 2 la prezidențiale. Viorica Dăncilă. Până și la europarlamentare în 2019 care au fost cel mai mare eșec al PSD au ieșit tot pe locul 2. Asta în contextul în care alegerile europarlamentare au fost pe 26 mai 2019, iar pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare. Pe lângă asta, nu doar că PSD nu a suferit vreo înfrângere semnificativă, dar e și partidul care a fost la guvernare practic cel mai mult dintre toate. Din cei aproape 33 de ani trecuți din decembrie 1991, când ne-am adoptat Constituția încă în vigoare, PSD, în cele trei iterații, FDSN, PDSR și PSD, a petrecut 18 ani la guvernare. Oricum ai privi o asta e o performanță pentru orice partid politic și nici de cum un motiv de reformă radicală. Mai ales că unul din scopurile principale ale oricărui partid politic este accesul la guvernare. Și știți că sunt serios pentru că am folosit cuvântul nici de cum. Deci PSD nu a suferit înfrângeri care să necesite vreo reformă, dar, tehnic vorbind, a schimbat liderii nu neapărat de bunăvoie, cât tiți voi. Cu toate că s-au schimbat președinții PSD, mulți oameni, cum ar fi secretarul general Paul Stănescu, au rămas în conducere. Și, cu toate că există niște oameni relativ noi și interesanți prin partid, pe lângă ei mai sunt și niște fețe familiare. Get ready to ponta! În scena politică românească avem liste noi la parlamentare cu politicieni vechi. Cea de la PSD Dâmbovița pentru Camera Deputaților este deschisă de nimeni altul decât Victor Ponta. Stă, stați, ce nu înțelegem noi este că aici PSD îmbină vechiul cu noul și practic face referință la apariția lui Macanache la Urbanist Sessions. Deci nu e vorba că în continuare servesc aceiași baroni și aceleași interese. Nu, 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 nu. E doar o altă referință pop culture, știți? E ca faza aia cu Ciolacu, numind alți politicieni, Mirei din turnul Măgurele. Ce bine ne-am mai distrat atunci. Mai știți, mai știți faza aia? Ca cu ce, ce îi compar eu pe toți cu la... Cu ce? Cu, cu cum e, la Mirel din turnul Măgurele. Și nu. Nu doar Ponta n-a fost uitat. Lista de parlamentare de la PSD Timiș e deschisă de nimeni altul decât Sorin Grindeanu. Soce? ce? Sorin! Sorin! Grindeanu! Și da, e veche gluma, dar e vechi și Grindeanu. Deci e ok. În caz că ați uitat, Sorin Grindeanu a fost primul premier al lui Dragnea în 2017 și omul care era la conducerea guvernului când s-a dat OUG-13, împotriva căreia a ieșit literalmente toată țara în stradă. Dar hei, PSD, acest partid reformat, nu ar mai lăsa o atel de inițiativă să treacă în guvernarea lor. Da, sigur. Și cu siguranță nu ar veni și ei personal cu o lege care face exact același lucru, doar că mai rău și ar trece-o prin parlament în două zile. Dar, hei, măcar nu e și Piedone, de exemplu, cap de listă la parlamentare din partea PSD în vreun județ. Adică, gen, ar fi așa stupid. El e în alt partid până la urmă, nu? Na, știam eu. Un alt punct de luat în calcul sunt scandalurile și, din perspectiva asta, în ultimii ani, guvernarea PSD a avut un singur scandal real. A zilele groază. Și deși atunci Ciolacu a spus inițial despre Gabriela Firea că n-ar fi avut nicio vină, totuși i-a cerut demisia. Dar nu doar ea a demisionat atunci, și ministrul muncii Marius Budăi tot de la PSD a demisionat. Cu toate astea, acum câteva luni când se apropiau alegerile locale și europarlamentari, iată ce a avut Ciolacu de spus despre Firea și Marius Budăi. Gabriela Firea n-a avut nicio treabă cu azilele groase. Marius, Marius Budăi n-a avut nicio treabă cu azilele groase. O să fiu sincer, asta nu-i foarte reformat din partea ta cu metre. Ciolacu a mai spus și că tot scandalul a fost clocit și organizat. Deci păi dacă scandalul ăsta a fost clocit și oamenii au pus botul, aparent și Ciolacu pusese botul. Altfel, de ce a lăsat doi miniștri nevinovați să demisioneze? Toate chestiile astea nu se prea potrivesc cu retorica asta mai recentă a partidului care pare să fie orientată spre tineri. De exemplu, la final de septembrie Ciolacu a spus asta. Cel mai frumos în politică este să descoperi tineri. De fapt, să descoperi generația care va urma să-ți ia locul. Cel mai frumos este să descoperi tineri. Tinerii fiind Grindeanu, Piedone și Ponta. Un plot este cumva poetic. Se pare că adevărata reforma a PSD-ului erau de fapt prietenii pe care ni am făcut pe drum. Deci, practic, din patru condiții, PSD îndeplinește cam zero. N-a luat bătaie și a schimbat tehnic vorbind președinții, dar liderii și structurile au rămas cam la fel. A fost foarte mult la guvernare și e imun la scandaluri politice, mai ceva ca un Pokémon de pământ la atacurile lui Pikachu. Sau ca voi la gluma asta. Dar, ca să fim corecți, într-adevăr, comparat cu era Dragnea, era lui Ciolacu e una un pic mai pro-europeană, cu un program mai solid, mai social-democrat, cu mai puține elemente naționaliste, conservatoare și sinistre. Pe de altă parte, îl comparăm cu Dragnea, acest Jamil Cuisin cu păreri. De fapt, copiii nu mai au gen. Câte arme să i mai dea lui Zelenski? Adică să-l schimbe pe ciucă cu Ciolacu sau Grindeanu. Sincer, nu știu la ce mă așteptam, dar în același timp ăsta e alt politician prăjit care ne distruge la subscriberi. Dacă să tragem și o concluzie, e într-adevăr improbabil să vedem o reformă fundamentală în PSD în curând. Șocant, știu. Dar asta nu înseamnă că PSD nu se va reforma niciodată. Bine, înseamnă un pic, dar mai corect spus, dacă la un moment dat electoralul va refuza în masă să mai tolereze structurile astea informale de putere, este posibil o reformă de model politic, peste câteva cicluri electorale. Pe de altă parte, dacă a renunțat la rețeta asta de clienți și patroni, cel mai probabil partidul s-ar distruge din interior. Până una alta, o să avem un parlament pe Ponta, Grindeanu și Piedone, care nu sunt deloc mirei din turnul Măgurele, iar PSD o să-i ureze lui cu succes la alegerile schibidii prezidențiale. Mă rog, statistic vorbind. Ce faceți tinerei mei? Mulțumim mult că v-ați uitat să dați bam bam tap tap și pe acolo și din alea, e mai right? <laughs> îmi cer mii de scuze, nu doar voi care v-ați uitat la episod, ci și acestor oameni minunați care ne susțin atât de tare. Dacă vrei să fii și tu printre acești tineri frumoși și liberi, donează-ne bani pe Patreon și dacă nu vrei, atunci... N-am un contraargument, dar gen ne-ar foarte tare dacă ne-ați dona bani pe Patreon. Mulțumim foarte mult!